Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Psihologul Răspunde. Astăzi vorbim despre timp. Foarte des auzim fraza asta că timpul este tot ce avem mai prețios, însă ce facem cu el în relațiile cu oamenii noștri dragi? Cât timp petrecem cu noi înșine, cât timp petrecem cu iubiții, soții și așa mai departe, și cât timp petrecem pentru job. Toate aceste sfere ale vieții, cum le combinăm ca să avem suficient timp? Despre asta vorbim astăzi cu Lilia Tatarciuc, ea este expert în time management. Norocel! Salutare, mă bucur să fiu aici, partea proiectului, și să vorbim din nou despre timp. Lilia, spune-mi, te rog, de ce oamenii atât de des vorbesc despre cât de important este timpul, că asta e tot ce avem noi mai prețios, că trebuie să-l folosim rațional, dar totodată când vedem în realitate, în practică, nu prea este așa. Deci pentru că ca să facem un audit al timpului, trebuie un pic să schimbăm careva paradigme pe care o avem în spate. Să schimbăm careva obiceiuri pe care le-am avut până acum. Deci noi cumva toți știm că alimentația sănătoasă este benefică. Mm-hmm. Dar fast food-urile, dar cât de bine ni se pare uneori, cât este de important să la un moment în care ne ciocnim cu o problemă sau cu o sarcină pe care nu vrem să o facem, că e mai ușor să scrolești internetul și să primești parcă serotonina. Da, dopamina. Rapidă. Și una și alta. Da. Deci merge vorba despre niște obiceiuri și niște scenarii pe care noi le-am învățat pe o durată mai lungă de timp. Uh-huh. Și plus la aceasta, relația noastră cu timpul cam nu ne-a fost predată nici la școală, nici la colegiu și practic nici de părinți. Mm-hmm. Și care este de fapt urmarea acestei lipse de informații despre cum să ne gestionăm timpul? Ce vezi tu de fapt la clientele tale? Cel mai des văd femei epuizate. Mm-hmm. Femei care nu își acordă timp pentru odihnă. Femei care te uiți la ea și înțelegi că se citește pe fața ei de parcă este un browser deschis cu foarte multe file-uri pe desktop. Da? Și tu înțelegi că ea pur și simplu nu știe de ce să se apuce, da? Uh-huh. Pentru că nu sunt învățate tehnici de time management pentru a gestiona prioritățile, pentru a înțelege ce este la momentul dat important pentru tine. Ce și la ce etapă trebuie să realizăm. Iar astăzi am avut o consultație și ea îmi spune că, uite, eu sunt așa de responsabilă și perfecționistă că eu deodată mă apuc de o sarcină nouă. În loc să o planific, și din cauza aceasta mă supraaglomerez și totdeauna sunt într-o stare de panică, într-o stare în care eu nu pot să fiu focusată și să mă dedic 100% unei sarcini. Ceea ce aduce la anxietate, ceea ce duce la scăderea productivității și a eficienței. Dar procrastinarea, de ce se întâmplă? Pentru că asta e tot un tip de relaționare cu timpul, da? Eu și timpul, în ce relație suntem? Într-o relație de procrastinare. Mm-hmm. De ce? Sunt mai multe cauze de ce procrastinăm. Eu o să enumerez doar pe cele mai așa comune. Prima este pentru că noi nu ne-am făcut un plan concret ce avem de făcut. Uh-huh. Este una când ne spunem să fac un content plan. Ce perioadă, câte postări trebuie să fie. Dar când, de exemplu, ne spunem, ne fixăm drept sarcină, să fac un content plan pentru 8 postări cu tematicele X, Y, Z. Deci planul este ceea ce ajută creierul nostru să se apuce mai repede de sarcină. Pentru că el înțelege concret ce noi vrem de la el. Asta e, pot să fac așa, să trag așa o paralelă cu, de exemplu, vrei ca soțul să te ajute cu curățenia și îi spui, uite, vreau să mă ajut să facem curat în casă. Și el, ce anume vrei de la aha. Dar când îi spui, uite, vreau să duci gunoiul, da. E clar? E clar. Asta este primul scenariu. Uh-huh. Al doilea scenariu este când acea sarcină nu ne aduce plăcere. Da? Deci noi o facem nu pentru că vreau, dar pentru că trebuie. Uh-huh.
În acest gen de sarcini trebuie să le depistăm și să înțelegem pentru noi cum putem să le optimizăm. Fie să minimizăm din activitatea aceasta și să le mâncăm ca pe o broască în fiecare dimineață, da? Fie să le delegăm, da? De exemplu, nu-mi place să fac curat. Păi sunt servicii care pot să-ți presteze aceste servicii și tu să-ți îndeplinești treaba, dar cu mâinile altora, să cumperi timpul altora. După care este situația în care, de exemplu, m-am prins eu deseori pe această stare când găsesc o mie și motive să nu fac o sarcină pentru că înțeleg că ea nu va fi dusă până la capăt. Pentru că nu înțeleg importanța ei. Pentru că înțeleg că de ea nu va avea o escaladare înainte. Deci ea o să se oprească aici după ce o să fac un, nu știu, un raport. Sau un plan care nu o să fie luat în considerație și nu o să fie implementat. Fie când nu ne place, de exemplu, să interacționăm cu cineva. Deci procrastinări la maxim. Să luăm legătura cu persoanele responsabile de documente, da? Să înregistrăm la stomatolog, pentru că... Da. Sau să discutăm cu un prestator de servicii care, iată, nu-ți place cum abordarea lui. Acestea sunt, de fapt, cauzele cele mai comune, dar putem intra în detaliu cu fiecare persoană și putem înțelege concret de unde vine acea procrastinare. Așa este, într-adevăr. Mie, de exemplu, mi-a mai venit o idee, da, că poate fi și perfecționismul, da, că nu, dacă nu fac ideal, atunci nici nu are sens să mă apuc și asta la fel. Întindem timpul și nu ne dăm posibilitatea să facem greșeli, că din ele mai învățăm și uneori vin și insight-uri mai mari, dar nu, noi avem acolo un scenariu perfect și dacă sincer creierul înțelege că, măi, perfecțiunea nu există, de asta și ne stopează, de asta și zicem mai încolo, mai încolo și cândva, știm cu siguranță oamenii care... Unele persoane, cu siguranță am auzit de ele, care spun că eu am un vis, nu știu, să deschid o patiserie, să scriu o carte, dar visul ăsta e tot de ani de zile și, din păcate, persoana asta pur și simplu se complace în ideea asta că cândva, da, că parcă este un scop acolo, însă pași concreți, măcar unul mărunțel, nu este spre acest scop, pentru că iar din nou este prea perfect, este un fel de iluzie la care creierul nostru răspunde foarte concret că, măi, nu-i pentru tine sau nu înțeleg ce am de făcut. Dar, Lilia, vreau să înțeleg de partea asta a relațiilor. Time managementul ne ajută dacă îmi scriu, de exemplu, un calendar că asta este o duminică pentru iubitul meu. Metoda asta funcționează? Sau totuși dacă eu am de lucru, lucrez și uit de toate? Da, desigur, metoda aceasta foarte bine lucrează, de exemplu, dar înainte de aceasta trebuie să faci un audit. Trebuie tu să te întrebi cât timp eu vreau să acord familiei. Cu siguranță că nu o să fie că tot timpul. Iată, chiar dacă cineva o să găsească cine așa o să-mi spună, chiar aș vrea să văd la un dat. Oricum, fiecare în capul său are câte... idei cam cât timp el vrea să lucreze, cât timp el vrea să petreacă pentru el, cât timp el vrea să petreacă cu familia. În cazul meu, noi cu soțul avem date-uri lunar. Wow! E această întâlnire. Da, da. Un date lunar pentru noi este suficient. Și deja când mergem la mare, dar și ne mai vedem și noi în apartament împreună. Deci, așa. Da, planificarea timpului cu iubiții, cu soții este la fel de importantă. Pentru că odată ce nu ți-ai planificat, înseamnă că asta cel mai probabil că nu va fi realizat. Și de fapt fix aceeași este cu scopurile noastre. Dacă eu lucrez la un job full-time și vreau să-mi dezvolt blogul, înseamnă că în calendarul meu trebuie să fie timp alocat lucrului asupra blogului. Dar la temelia acestui trebuie să fie un plan. Un plan care a fost realizat în baza unui scop. Și scopul trebuie să fie după metoda SMART. Aha. Specific, măsurabil, atingibil, realistic,
și cu o limitare de timp. Timp, da, 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 deadline. Vreau să slăbesc cu 5 kg în decurs de 3 luni. Mhm. Mm-hmm. Deci este totul clar și deja poți face o decompoziție, da, pentru a atinge acest scop. Mm-hmm, da. Și știi, aici deodată vreau să îți dau un anti-exemplu pe care eu tot îl văd foarte des și recunosc și eu uneori sunt așa. Mă plictisesc să pun chestii în grafic, inclusiv aceleași întâlniri, și zic, cum a fi așa o fi? Iată, eu aștept să mă surprindă viața, iubitul și așa mai departe, și mă las așa dusă de val, da? Iată, chestiile date ne fac mai mult bine sau mai mult rău, după părerea ta? După părerea mea, ele ne dau mai mult rău. Uh-huh. Pentru că noi ne conducem după valul vieții și noi nu conducem acea barcă a vieții noastre. Uh-huh. Dacă să vorbim despre calendar, este o deprindere să-l duci. Uh-huh. Este o deprindere să intri în fiecare zi și să te uiți ce ai în plan pe această zi. E fix același obicei pe care noi trebuie să ne-l educăm, în așa fel cum, de exemplu, spălăm dinții fiecare dimineață și nu putem fără aceasta. Uh-huh. Și odată ce avem o aplicație care ne mai aduce aminte că, uite, trebuie să te uiți în calendar, trebuie odată în săptămână să îl reînnoiești. Uh-huh. Da? Deci să-ți pui în calendar toate activitățile care sunt legate de timp, oră, persoane, angajamentele toate. Uh-huh. Și pe lângă aceasta să-ți aloci timp pentru scopurile tale. Dar, de exemplu, această gândire că asta nu este interesant, eu vreau ceva spontan, așa, din inimă, dar dacă nu am planificat asta, poate că eu am insistat și el de asta vine cu mine la întâlnire, dar dacă nu era să planific, el nu era să vină. Știi, mi-aduce aminte de gândirea unui copil, știi, care el nu are ceva concret, el vrea ca mămica să-i citească gândurile și să înțeleagă când și ce el vrea și atât. Anume, planificarea mie îmi pare că este accesibilă pentru oamenii care deja s-au maturizat emoțional și sunt gata pentru a pune acolo un grafic, sigur, de la început te sfătui cu soțul, cu iubitul, și de a pune concret în grafic și de a te ține de el, da? Și vreau să te întreb cum să dezvoltăm de fapt această deprindere, să fim mai responsabili față de timpul nostru, pentru că iar din nou vedem pe rețele că tot este mai populară parcă gândirea asta magică, da? Că cineva cumva o să vină și o să-mi schimbi viața sau o anumită, nu știu, pasteluță magică o să rezolve totul. Însă din câte tu îmi povestești, e vorba despre disciplină. Era așa o frază pe care am auzit-o, care tare m-a marcat, că odată ce noi vedem rezultatele unei persoane și noi ne dorim aceste rezultate, noi trebuie să ne dorim și drumul pe care a parcurs această persoană. A, dar nu ne dorim, de fapt, de multe ori. Ok, trebuie să conștientizăm aceasta. Și cei mai măreți oameni, de ce și-au atins succesul? Pentru că ei au făcut foarte mult timp lucruri obișnuite. Nu ceva neobișnuit, dar lucruri cele mai obișnuite. Respectiv, odată ce conștientizăm aceasta, înțelegem de ce trebuie să fim mai responsabili. Dar totuși noi suntem diferiți. Cineva are nevoie de... Cineva este ambițios, cineva nu este ambițios. Și nu trebuie să-i criticăm. Și cei care sunt ambițioși, ei vin la cursuri de dezvoltare personală, ei citesc o carte, ei vin la consultațiile de time management pentru că înțeleg că, uite, eu am așa de multe roluri, eu vreau ca calitatea vieții mele să crească, pentru că time management-ul nu este despre o necesitate vitală, da? Mm-hmm, de exemplu, în cosmetice sunt parfumurile. Nu este strict necesar să ai un parfum. Așa e. Dar el îți creează acel mood, acea calitate a vieții, da, ca tu să o savurezi. Mm-hmm. Așa că timpul, da, poate fi irosit și pentru unele persoane asta este ok. Am lucrat 8 ore, am venit acasă, m-am culcat sub televizor și asta e. Mm-hmm. Viața e frumoasă. Da.
dar pentru alte persoane ei trăiesc viața mai la maxim și au nevoie de acele instrumente de a fi mai eficient, a fi mai focusat, a fi mai a găsi acele triggere cum să ne activăm, să avem un focus mai ridicat, uh-huh, pentru a face unele sarcini mai rapid, pentru a înțelege cum el poate să optimizeze unele procese. Și aceasta am observat foarte mult la clienții mei freelanceri, uh-huh, pentru că este acest slogan foarte bine: vrei să lucrezi de unde vrei, câte 4 ore pe zi? E posibil, uh-huh, doar că nu este doar de a învăța o profesie de reels maker, ci este trebuie să ai și acea abilitate de a te organiza, uh-huh, și de a lucra fix aceste 4 ore, productiv și maxim focusat. Da. Dar din ceea ce observ eu, majoritatea freelancerilor lucrează non-stop. Da, da. Mai este și o glumă că când ești antreprenor sau freelancer, de exemplu, tu alegi când să lucrezi cele 18 ore pe zi, știi? Da, da. Dar, Lilia, cu siguranță ai auzit în societate și noi poate uneori ne mai scăpăm cu această frază: nu am timp. Însă, după părerea mea, asta este vorba despre priorități, adică dacă nu am timp să merg, de exemplu, să mă plimb, înseamnă că pentru mine nu este o prioritate stilul activ de viață, da? Și eu sunt ok să fiu în căsuța mea comodă pe fotoliu. Dacă eu zic că nu am timp, nu reușesc, chiar din nou, e vorba despre ce, că timp există, doar că priorități nu sunt care să corespundă cu acea activitate unde, în ghilimele, nu reușim. Totodată, vreau să te întreb, oare este posibil ca să intre în valorile noastre o anumită activitate, dar noi tot să nu găsim timp pentru ea? Nu am auzit de așa cazuri. Nu? Nu, pentru că dacă să luăm un scenariu ideal, cred că ai auzit de exercițiu roata echilibrului. Da, da, da. Eu am o întrebare și referitor la acest exercițiu. Okay. Și când ne setăm scopurile, de fapt, acest exercițiu ne face așa o claritate, un audit cam ce ne dorim noi. Uh-huh. Pentru că am auzit iarăși foarte mulți care spun că, uite, parcă știu ce vreau, dar nu știu până la urmă. Da? Și acest exercițiu ne oferă posibilitatea de a ne decide cum? De a ne decide, da? Deci, uite, pentru că foarte mulți își pun scopuri, dar doar pe partea profesională. Uh-huh. Și ok, unii își pe călătorii. Da, da. Dar iarăși, vreau să călătoresc mai mult. Cât mai mult? Da, cât da. Cât vrei să vizitezi? În cât timp? Uh-huh. Dar ce buget îți aloci pentru asta? Adică sunt chestii în care trebuie de intrat în detaliu, așa, uh-huh, că time management-ul merge mână de mână cu planificarea și organizarea. Pentru că sunt cumva trei aspecte. Eu mi-am planificat să merg la, nu știu, la un restaurant, dar eu nu m-am organizat, nu mi-am făcut rezervare de masă. Aha. Na, nu este ok, da? Pentru că, deci ele toate vin în sinergie. Așa, și iar din nou, parcă ne întoarcem, după părerea mea, la aceeași gândire adultă, pentru că noi înțelegem că există consecințe. Iată, eu poate chiar într-adevăr vreau să merg la acel restaurant, însă ce e că eu nu am sunat să rezerv o masă, are consecințe. Eu merg și totul este full. Uh-huh. Și ce e că eu după asta sunt tristă, este cumva obviously, adică evident. Și e straniu cum noi așa, parcă nu percepem situația asta cauză-efect, da? Dar uite că ai pomenit de acest exercițiu cu roata echilibrului. Pentru mine mereu a fost un semn de întrebare. Oare există oameni care au roata aceasta hașurată în egală măsură în toate sferele vieții sau este imposibil? Nici eu nu am văzut persoane care au fix ideal, dar noi trebuie să ne setăm niște scopuri realiste la momentul, uh-huh, dat, pentru că recomand să facem acest exercițiu odată la jumătate de an. Deci dacă în decembrie sau ianuarie ne-am setat scopurile pe anul curent, să ne calibrăm odată la jumătate de an și să înțelegem, uite, pe partea de sănătate, de exemplu, n-am mai făcut nimic
Mi-am pus drept scop să merg, nu știu, 9.000 de pași pe zi și văd că asta nu se realizează. Uh-huh. Înseamnă că trebuie să ne începem să lucrăm pe această parte. Dacă să vorbim de un echilibru, deci trebuie să fie într-adevăr un echilibru. Și nivelul de satisfacție, acel barem pe care noi îl setăm acolo, trebuie să-l facem nu din punct de vedere a altor persoane, cum ce rezultate au alții, dar prin prisma noastră. Pentru mine este ok să am doar un proiect și eu mă simt satisfăcută. Da, eu înțeleg că, de exemplu, alți freelanceri au câte 4 proiecte, dar pentru mine este ok unul. Deci să înțelegem noi prioritățile noastre și dorințele noastre. Până la urmă, noțiunea de echilibru, ea e foarte relativă de la persoană la persoană. Dar dacă să vorbim despre, iar din nou, relațiile noastre cu copiii, cu, iată, chiar jobul despre care ai pomenit anterior, că sunt oameni care din 4 ore transformă în 24 de ore de muncă, iată, aici cum noi să ne controlăm? Pentru că există, după părerea mea, foarte des niște extreme. Fie, iată, o să luăm cazul unei mămici, da? Eu, ca mamă, mă simt vinovată că lucrez toată ziua și nu stau cu copilul. Fie eu stau cu copilul toată ziua, vine soțul acasă și eu sunt furioasă și explodez pentru că am stat toată ziua cu copilul și sunt obosită. Deci, iată, aici, cum să găsim echilibru când vine vorba despre cei dragi nouă, da? Pe care și vrem să-i avem alături, să formăm relații frumoase cu ei, dar parcă vrem și noi bucățica noastră de o carieră împlinită, timp pentru noi, pentru, nu știu, manicură, pedicură, spa și plimbări în singurătate. Ce facem aici? Cum ghidezi de obicei femeile? Planificarea. Planificarea și setarea evenimentelor în calendar. Eu tot am copil, el e clasa 1, clasa 1 este destul de dificilă pentru copii și pentru părinți. Și ceea ce eu am înțeles după acest an de studii, că Maxim are nevoie de mine ca mamă, dar iarăși în niște timp limitați. Pentru că el are prieteni. Adică de câte ori el a dorit să socializeze cu alți copii, eu i-am permis și el asta face și o face foarte responsabil. Atunci când eu văd că el are o necesitate, de exemplu, să meargă la fotbal, eu îi ofer. Pentru că el acolo are o activitate calitativă și el știe că da, în acest mama îl duce și avem acel timp de a discuta, de a discuta și de a petrece un pic de timp, dar calitativ. Pentru că copiii noștri au nevoie de noi și de atenția noastră calitativă, nu cantitativă. Și drumul spre școală, am discutat, el se simte ok, ne-am făcut share de emoții, a plecat. Seara, un pic de timp împreună, citim ceva, ne uităm ceva împreună. Și în așa mod noi ne creăm acel echilibru de a petrece împreună timp cu cei dragi. Dar dacă vorbim de mămica care lucrează non-stop, aici trebuie să se gândească, dacă nu sunt, dar cu siguranță sunt așa situații în care ea trebuie să spună nu, situații în care ea trebuie să optimizeze din procese pentru a reuși mai focusat, mai mult chestii, deci ceea ce are ea după program, și să înțeleagă că copilul crește și această etapă pe care o are el acum, el nu o să mai aibă. Și se pune pe balanță. Deci, iarăși, este un audit, trebuie de petrecut un audit și de înțeles unde sunt acele probleme. Uite, când tu spui cuvântul audit, mă duce asta în sfera, așa, imaginația mă duce în sfera financiară, știi? Da, da, da. Dar, de fapt, asta se face la ședințele cu tine, nu? Da. Așa. Deci, femeile te apelează și zic că uite, Lilia, vreau să văd, unii eu pierd timpul, unii vreau să mai acumulez timp și voi faceți împreună așa un fel de analiză. Da. Deci eu am întrebările pe care le dau, deja în cursul întrebărilor înțeleg care sunt blocajele și asupra la ce este nevoie de lucrat. Pentru că cuvântul acesta, optimizare, eu știu că el vine mai mult din sfera cumva de business, de IT. Producere, IT.
Dar toate aceste concepte pot fi aplicate și în viața de zi cu zi. Și, de fapt, scopul meu este să scriu o carte despre time management pentru femei, pentru că așa cărți nu sunt. Aha. Dar eu vreau să elaborez această metodă și să adaptez. Uh-huh. Pentru că noi totuși avem mai multe roluri decât bărbații. Asta e absolut adevărat și chiar cred că cartea asta o să devină bestseller, pentru că acum femeile, slavă Domnului, au și mai multe posibilități, dar totodată cu aceste posibilități vin și provocările, da? De unde să găsesc timp deja pentru mine. Da, ce bine că pot să lucrez și acolo și acolo și acolo, dar eu cu mine, da, ce fac? Și vreau, de fapt, să vin așa cu o întrebare poate mai provocatoare. Ți s-a pus vreodată întrebarea următoare: dar eu ce, sunt robot, ca să fiu mereu așa, după grafic, după plan, vreau și eu să trăiesc ca un om simplu. Ai avut așa întrebări? Nu am avut așa întrebări, dar știu ce să răspund. Uh-huh. Planificarea și setarea calendarului nu înseamnă că suntem roboți, așa. Nu înseamnă că trebuie să mergem strict după plan. Planul este totul la etapa de planificare, uh-huh, calendarul, da? Uh-huh. Odată ce deja mergem în fiecare zi, înțelegem că intervine viața. Planul ne ajută să ne reîntoarcem la etapa inițială, să înțelegem de la ce am început, la ce am rămas, ce trebuie să recuperăm, ce trebuie să anulăm. Uh-huh. Și el, de fapt, pentru mine planul este de parcă tu mergi cu ochii deschiși, dar când ești fără plan, parcă mergi cu ochii închiși, uh-huh, nu înțelegi ce te așteaptă. Nu ai control. Și, da, nu ai control și asta mie personal îmi provoacă frică. Așa e, da. Știi, asta aș face așa un fel de paralelă cu regulile pentru copii. Este copilul care nu are reguli, din punct de vedere psihologic, el nu se simte în siguranță. Da, poate că părintele se teme că, o, Doamne, de ce să-l stresez cu regulile acestea? Ba, din contra, dacă regulile sunt setate corect, sunt explicate copilului, el înțelege foarte bine că, aha, la roșu nu se poate să trec. O, da, asta mama m-a învățat, înseamnă că mama mă iubește, eu sunt în siguranță. Și, de fapt, asta funcționează și în orice relație, chiar și cu partenerii, cu prietenele și așa mai departe. Adică când avem niște reguli clare, explicate, cu bun simț, atunci noi ne simțim în siguranță. Să înțelegem că iată așa funcționează relația noastră și nu altfel. Dar uite, mai am o întrebare. Cu siguranță mulți au trăit asemenea experiență când ceva brusc s-a anulat din graficul nostru și hop, ne-am prins cu vreo oră, două libere. Și aici apare la fel panica sau din contra haosul, da? Ce fac cu timpul ăsta? Pentru mine asta este pur și simplu stres. Adică eu mai bine totul am planificat. Dar când apare așa câte o oră, două liberă, Doamne, ce facem cu asta, Lilia? Spune-ne. Deci, în primul rând, astea se numesc un fel de sloturi de timp libere, uh-huh, care, da, într-adevăr, poate să apară, dar ele apar fără a fi planificate de tine, da? Uh-huh. În acest caz, poți avea un to-do list. De fapt, ar fi ok să avem un to-do list pe zi în care ne notăm activitățile pe care nu sunt legate de timp, pe care, uh-huh, trebuie să le facem. Unul la mână, doi la mână. Poți să te ocupi de activitățile care ți-ți plac. Uh-huh. Uite, mi s-a eliberat o oră, pot să merg în cafenea și savurez o cafeluță în liniște. Uh-huh. Pot să consult sau să văd lista mea de videouri pe YouTube pe care mi-am plănit. Am spus că o să le privesc undeva, da. Și iată acum este un moment oportun să o fac. Fie dacă ai carte cu tine un pic să citești, deci să-ți faci acele activități care, de fapt, fie ți-i plăcut să faci, uh-huh, îți provoacă plăcere, fie cele care sunt pe to-do list. Așa, ok. Lilia, iată o ultimă întrebare, că sunt tare curioasă și vreau să ne spui ce life hack-uri am putea introduce în viața noastră ca să prețuim timpul, ca să-l planificăm corect, poate, nu știu, niște aplicații, niște tehnici, pentru că tu ești la asta pur și simplu expert. Da, deci ce recomand eu? Asta ar fi baza. Un calendar. Uh-huh. În calendar să aveți câteva categorii de evenimente.
notate cu diferite culori. O culoare ar fi jobul, în care setați timpul pentru job. O culoare ar fi personal, de exemplu, nu știu, când trebuie să mergeți, nu știu, la manicură, la pedicură, la cu copilul undeva. Și al treilea ar fi timp pentru mine sau timp pentru relaxare cu prietenii. Asta e așa un minimum, da? Și în acest caz, când deschizi calendarul, tu înțelegi că, săptămâna aceasta am prea mult lucrez. Trebuie să bag și planificare de odihnă. În această săptămână petrec mai puțin timp cu familia. Trebuie ceva să ajustez. Deci prima ar fi calendarul. 2. Ar fi o aplicație pentru activitățile pe care trebuie să le faci regulat. Este o zi în fiecare zi. Sunt acele obiceiuri. Ok. Odată ce începem să avem o aplicație, nu băgăm deodată toate obiceiurile. 1-2 s-au instalat timp de 2 săptămâni sau deja ți-a devenit mai ușor să le faci, ok, mai introduci încă câteva. În cazul dat, noi deja începem să lucrăm asupra obiceiurilor. Și 3 ar fi să vă faceți acest to-do list, fie pe săptămână, fie pe zi, ca să înțelegeți ce trebuie să faceți ulterior. Deja pasul, nivelul următor ar fi setarea obiectivelor, scopurilor pe an. Și pentru că odată ce avem scopurile pe an setate, nu înțelegem ce este prioritar și ce nu este prioritar. Ce proiect eu trebuie să iau acum și ce proiect eu nu se încadrează în prioritățile mele și nu trebuie să-i răsesc pe el timp și energie. Și încă mai mult decât timp, cred că cea mai mare bubă este energie. Că ne trădăm pe noi până la urmă. Pentru că noi, la nivel mental, avem un număr limitat de decizii pe care putem să le luăm într-o zi. Și câteodată seara când vii acasă, de exemplu, ai luat foarte multe decizii la lucru și ai venit acasă și spui soțul, ce să gătesc? Nu știu, gândești și tu. Și aici să iau o decizie. Asta, într-adevăr, e ultima picătură. Da. Și respectiv, energie. Trebuie să avem grijă de energia noastră pentru că și de timpul pentru odihnă. Cred că ai observat și tu când te duci la mare sau mergi într-o escapadă, deodată îți vin răspunsuri pentru unele întrebări. Absolut. Dar idei de proiecte, de colaborări pe 3 ani înainte. Ce e asta, de fapt? Creierul nostru are nevoie de timp ca să proceseze informația. De asta eu când văd că cineva din angajații mei stă după lucru, eu spun, tu de acasă. Nu, eu am mult de lucru. Tu de acasă, că tu mâine dai să fii neom. Da. Eu mâine cum cu tine să lucrez? Eu am nevoie tu să fii productiv. Sau, de exemplu, lucru după program, dar nu chiar după program, dar în zile libere. Iarăși, pentru mine, în secția mea asta nu este binevenit. Trebuie să lucrăm în orele pe care sunt oferite pentru lucru. Atunci suntem productivi și atunci putem interacționa cu ceilalți și putem avea energie. Da, fără exces de zel, că nimănui asta nu-i face bine. Lilia, mulțumesc tare mult. Eu cred că a fost un episod super curios pentru multe femei. Eu îți mulțumesc pentru informația care ne-ai adus-o și neapărat deja urmează să o aplicăm în practică. Mersi mult! Și eu îți mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi despre time management. Aș vrea ca măcar 5% din ceea ce au ascultat ascultătoarele noastre un pic măcar să implementeze, măcar să deschidă calendarul și atunci eu o să fiu cea mai satisfăcută. Mulțumim mult și mergem curând la lansare de carte. Mersi mult! Pa, pa tuturor!